Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Excursia noastră de 8 zile în munți continuă. Suntem în munții Retezat, la refugiul Sâna de Râu. Este chiar în spatele meu. Aseară am ajuns aici la refugiu, am campat pe pajiște și la scurt timp am adormit. De dimineață ne-am trezit foarte devreme, mai exact la ora 5, pentru că ne dorim să urcăm pe vârful Păpușa. Vrem să facem acest lucru în prima parte a zilei, când este vremea mai bună, deoarece în a doua parte a zilei s-au anunțat posibile descărcări electrice și ploaie. Sunteți pregătiți să începem? Dacă da, atunci haideți să pornim. Vrei să ne împrietenim? Da? Da? Ține că e frumos el, măi. Măi, cuțulea în drumare. Cine ne lătraiere aici la refugiu? Hă? Tu ne lătraiere aici la refugiu? Da? Suntem pe marcaj punct roșu. Ne îndreptăm spre tăul țapului și apoi spre porțile închise. Oricarea este destul de abruptă prin pădure. Solicitant. Am ajuns la lacul Tăul Țapului, iar deasupra lui sunt porțile închise, acea costură care se vede. Iar în partea stânga ei este vârful Păpușa, pe care vom urca astăzi. Tata. Doamne, ce locuri de vis avem aici! Ce peisaje incredibile! Lacul Tăul Țapului chiar m-a impresionat mult de tot, nu mă așteptam. E poate cel mai frumos lac glaciar, nu știu voi să-mi ziceți. Pe bandă roșie continuă traseul pe porțile închise. Seamănă puțin cu costura sărății. Însă noi nu vom merge pe aici. Vom merge în partea opusă,
înspre păpușa. Acolo, în stânga. Îmi place maxim valea asta, așa, căldarea asta cu lacul de Galeșu. Pietre. Da, cu lacul Galeșu, dar e, parcă e așa o grămadă de pietre. Da, așa e. Un morman de pietre. E impresionant retezat. Ah, acolo în spate e vârful retezat, nu? Acela ultimul care se vede. Aha. Pe jumătatea asta de creastă este foarte, foarte frig. Parcă vine un vânt așa de iarnă. Iar pe partea cealaltă e caniculă. Nici nu știu cu ce să mă îmbrac. Să mai pun ceva, să nu mai pun ceva. Ba mi-e cald, ba mi-e frig. Uite, pe aici e mai cald, e mai bine pe aici. Suntem protejați de vânt. Să nu mi-a lungice. La partea asta poți să ai foarte faină, să vedeți pe aici. Wow! Wow, ce amețitor e aici! Hai să vedem. Ce trebuie să facem aici? Avem un cablu și avem o părțină scurtă de cățărat. Ok, avem de cățărat. Hai să cățărăm. Și am ajuns pe păpușa. Toată lumea e deja acolo, eu am rămas un pic în urmă. Să admir peisajul. Ce faceți, poftă bună? Mulțumim, ne bucurăm de priveliște. Chiar că priveliște. A fost studiat cumva, acum e o felie mare. 2508 metri are vârful păpușa. Mi-a făcut aici Cristi șaurma cu brânză și cârnăcior. Ia să vedem cum e. Șaurma montană. Prognoza s-a schimbat. În a doua parte a zilei vremea este foarte bună, așa că ne-am gândit să mai lungim un pic traseul, să urcăm și pe vârful Peleaga, care este chiar în fața mea. Acela înalt, superb de acolo, stâncos. Thank you.
Aceia stâncoși din fața noastră sunt colții Pelegii. Ce peisaj impunător! Wow! Ce drăguț! Am găsit ceva care să ne încurajeze în drumul nostru spre vârf, care nu e deloc ușor. Un zâmbăreț, o piatră care ne zâmbește. Wow! O altă căldare superbă. Mai avem un pic până pe vârf. Este multă lume aici pe vârful Peleaga. Suntem la 2509 metri. Multă lume. Ciao, ciao. Ciao, la revedere, drum bun. Cu drag. Nu suntem doar noi, ci din grupul nostru, ci mai sunt și alții veniți aici. Am urcat de la lacul Bucura, de acolo. Mai departe trebuie să ajungem tot pe vârful Păpușa, de unde am venit, care arată cam așa. Cum vi se pare? Mie mi se pare destul de multă urcare, dar hai să o facem și pe asta, că e ultima urcare pe ziua de azi. Apoi ne întoarcem la refugiu. Am făcut ce am făcut și ne-am rătăcit. Am luat-o pe traseul greșit. Trebuie să urcăm și să coborâm în direcția cealaltă. Mi se părea prea puțin de urcat și am să mai urcăm puțin. Lespezi cât vezi cu ochii. Peste tot. În jurul nostru. Urcăm direct pe ele. Nu mai atingem iarba, nici pământul, doar pe lespezi. Atât. Tot mă uit la vârful Păpușa. Și simt că nu mai pot. Nu mai pot să-l urc. Dar știți cum e, că și când nu mai poți, tot mai poți ceva. Tot mai poți un pic. În ideea asta, continui să merg. E acolo, mă așteaptă. Vârful. E acolo. Mai e puțin. În sfârșit, Păpușa. Ne întâlnim din nou. Mai bine nu te plimbi. Am reușit. Ce faceți? Ce să fac? Am reușit și eu în sfârșit. Acolo jos în vale este refugiul nostru, la care vom ajunge mergând pe creastă în continuare, pe sub vârful Păpușa Mică și apoi la stânga pe muchea aceea și pe vale.
Wow! Iar înălțime. Emoții. Emoții multe pe aici. Aici o să schimbăm marcajul, vom merge pe triunghi albastru, în jos, spre vale. Ia uitați cum arată brâna aceasta, care merge apoi în stânga. Și dacă vedeți, restul grupului, o parte din ei sunt acolo jos. Am ajuns la cort, am ajuns la refugiu. Sunt foarte obosită. Nu mă așteptam să fie atât de greu astăzi. Așa că tot ce-mi doresc este să mă întind un pic și să mă odihnesc. M-am odihnit timp de 2 ore. Acum mi-am pregătit de mâncare niște orez cu pui și sper ca până mâine să fiu ca nouă. Te am întrebat că a dat, mai auzit mai devreme. Da, da. Și dacă nu te mai bagi în seama, mă bagi pe mine. În dimineața asta am apucat să dormim un pic mai mult, ne-am odihnit, ne-am strâns bagajele, iar acum mergem la mașină și urmează să ne îndreptăm spre localitatea Cârnic. În seara asta vom rămâne la cabana Gențiana. Traseul de astăzi va fi unul destul de scurt, cred că vreo 2 ore cam așa va dura, iar mâine vom urca pe vârful Retezat.
Ne-am început urcarea spre cabana Gențiana. Ploaia poate porni în orice moment. De fapt, cred că tocmai am simțit niște picături pe mine. Na, sperăm să ajungem cât de cât uscați, dar nu cred că se va întâmpla acest lucru, pentru că deasupra noastră e o pătură foarte mare de nori gri și se aud deja tunete. Ce faceți, băieți? Cum vi se pare natura udă? Este excelent, este minunat în natură. Vă recomandăm tuturor să veniți ca să vă bucurați de ploaie. Timp de deală, timp de vreme, de orice. Da. Veți fi fericiți ca noi. Așa e, confirm. Hai să mergem mai departe. Hai. Vorbăreților. Condune. Păi pe unde să vă conduc? Hai pe marcaj. Dreapta, ușor. Înainte și ușor dreapta. Mie îmi plac foarte mult rădăcinile astea ude. Nu pentru că alunecă, pentru că se văd foarte frumos, cu mușchi, ca niște șerpi și din pământ. Ia uite și aici cum se vede, Doamne, mușchiul ăsta udat de apă. Am ajuns la cabană și cerul a început un pic să se însenineze. Am mâncat ceva și acum urmează să dormim. Mâine vom urca pe vârful Retezat. Probabil ne vom trezi foarte devreme, pentru că din nou va fi vreme instabilă. Sper să reușim și de data aceasta tot ce ne-am propus. Bună dimineața! Ceasul este 6:30. Am pornit în traseu spre vârful Retezat. Să știți că în noaptea aceasta am dormit foarte puțin. A fost o noapte grea pentru mine. La cabana Gențiana sunt mai multe paturi într-o cameră și drumeții dorm la oaltă. Am avut ghinionul ca unul dintre drumeții dintr-un alt grup, nu al nostru, să sfore toată noaptea. A trebuit să-mi iau păturile și să mă mut în sala de mese. Am dormit pe o bancă foarte rigidă și îngustă. Mi-a fost extrem de greu. Dormeam, mă trezeam, iar dormeam, iar mă trezeam. Mă întorceam de pe o parte pe alta. Așa e când dorm la comun. Trebuie să accept că există și astfel de situații. Soluția ar fi fost să-mi iau niște dopuri de urechi, dar nu mi-am luat.
data viitoare. Vremea a început să se schimbe, destul de brusc. Cerul nu mai este aproape deloc senin. Norii vin de după creastă de acolo și avansează spre noi. Ce faci, micuțo? De ce fugi de noi? Proscuțe de munte. Sunt curioasă ce găsim dincolo de creastă. Cum e vremea? Se pare că a ieșit soarele puțin. Ia să vedem cât mai este până peretezat. Până pe vârf? Wow, așa de mult? Da, da, ajungi mai repede. Că noi mergem repede. Ce peisaje spectaculoase aici! Să știți că am schimbat marcajul, nu mai suntem pe bandă albastră. Acum avem marcajul de creastă, adică bandă roșie. Ne îndreptăm spre vârful Bucura 2 și apoi vom coborâ în șaua tezatului. Și dacă ne va permite vremea, vom merge mai departe. Dacă nu, o să coborâm pe Valea Stănișoarei. Cabluri. Da, uite, scrie și ai pe stâncă pericol. Sper să nu fie chiar atât de mult pericol. S-a mai luminat puțin. Coborârea pe lanțuri nu a fost foarte dificilă. Sunt destule prize. Însă dacă ai frică de înălțime, s-ar putea să ți se pară un pic cam greu pe acolo. Iar pericolul, de ce scrie pericol pe stâncă? Eu cred că deoarece pot cădea pietre de sus. Păreau așa niște stânci suspendate care te cam amenință de deasupra. Din când în când ne mai mângâie câte o rază de soare, ceea ce înseamnă că stratul de nori nu este chiar atât de gros. E bine deocamdată. Suntem norocoși. Ne-am început urcarea spre vârful retezat. Sperăm că o să țină vremea cu noi. Deși am un pic emoții cu ea, ia uitați-vă. Se adună norii destul de mult. Dar aici în față e senin, totuși. Dacă ținem în față, coborâm spre Răușor. Dacă e senin și aici plouă. Nu vine să cred. Am ajuns pe vârful. Retezat. Iuhu! 2482 de metri. Până aici am ajuns cu bine. Acum să vedem la coborâre. Că știți cum e. Nu vârful este obiectivul, ci să ajungi înapoi cu bine. Hai să vedem. Nu stăm mult aici. Că norii ne-au ajuns din urmă. Dar ne bucurăm foarte tare că am reușit.
Așa. Bobică. El e Bobică. Cățelușul de care adună oile. Da. S-a băgat la adăpost. Da, vrea și el dragoste. E frig. Bobică. Ia vine aici, Bobică. Vine aici, măi, fețel frumos. Măi, ia uite. A, dragul de el. Da. Da, mă, da. Da. Bestie mică. Și cum e viața aici? E grea? Pentru noi, nu. Sunteți dacă obișnuită? Am crescut cu oi și cu animale și pământ. Nu ni greu. Chiar e o relaxare. Și acolo. Da. Sănătate multă. Pe Bobită ni-l dați cu noi, da? Bobită. Nu, vi-l dau nici. Are de lucru aici. Vai, că și scumpe așa. Ba, e un sufletel, Bobită, da. Foarte drăguț. Bobi. Să rămână sănătate. La revedere, la revedere. Bună ziua. Bună ziua. Și asupra. Și dumneavoastră să fiți. Dacă vrei să faci o poză. Le facem și filmare, nu vă supărați, nu? N-are nimic, tată. N-are nimic, corect. Sunt frumoase, ia uite-le cum se uită. Ca-s faine, tată. Da. Păi da. Ne-am întâlnit cu soția mai sus. Păi da. Vine, de unde? Dar am înțeles că e Bobica, nu? Cățelușul ăsta. E, e, tată, e. Noi din București, dumneavoastră de aici, nu? Da, de aici, din jos, din lângă Nucșor. Cred că sunt cele mai blânde oi pe care le-am întâlnit până acum. Ia uite-le cum stau ele și nu se sperie, drăguțele. Dă-te numai încoașe că merg eu frumos, că facem o poză. Vreți să facem o poză? Haideți că facem, cum să nu? Dar astea sunt oi sau sunt berbecuți? Așa sunt berbești atât de mari. Așa care numai berbești avem aici, oi n-avem nimic. Berbecuților. Numai berbești și cum ei. Dar cum de sunt ei atât de blânzi? Cum? A, păi sunt ea blânzi, tată, ca își trăi și bine, tată. Așa. Da, și, să da, fie vezi, blânzi. Doamne, dar cum vine, eu n-am văzut niciodată. Să vin așa la tine, ia uite. Uite, extraordinar. Uite cum e asta, uite aici. Cum i-ați învățat așa fă-ți blânzi. Fă-ți o poză aici, cu, aici și cu ăsta meu. De-aia încoace, fă-i poză aici. Așa oi blânde nu am întâlnit niciodată până acum. Să stau lângă ele, să le mângâi. Doamne! Și așa om bun. Ne-am făcut poze. Am zis că îi le și trimitem prin poștă. Da, foarte frumos am fost întâmpinați aici. De către ciobani. Foarte frumos. Mai e un pod mai mic. Vrei pe podul mic sau pe podul mare? Îți alegi podul care îți place cel mai mult. Și pe ăla mergi. De dimineață am pornit foarte morocănoasă de la cabană în traseu. Iar vremea a pus destul de mare presiune pe mine. Mai ales când am văzut norii aceia negri venind din depărtare și acoperind tot cerul. Însă nu mă așteptam să fie totul atât de bine. Ne-am simțit extraordinar. O aventură pe cinste a fost. Da, și a fost foarte interesant cum ne-am întâlnit cu ciobănii aceia. Super prietenoși, cum nu am mai întâlnit până acum. Cu berbecii aceia blânzi și câinii la fel de blânzi.
Da, așa e. Am avut parte de situații cu totul neașteptate în munți, de peisaje incredibile, de oameni minunați, ceva care clar ne-a uns pe suflet și ne dorim să mai revenim aici cât de curând posibil. Excursia noastră de 8 zile munți se apropie de final. Am străbătut cărările munților Țarcu, Godeanu și Retezat. Chiar dacă pe alocuri am întâmpinat unele provocări, cu toate acestea am petrecut un timp minunat în natură, alături de prieteni mai noi și mai vechi. Îi mulțumim lui Victor pentru că ne-a organizat această excursie. Sperăm că și vouă v-a plăcut să petreceți timp alături de noi. Vă mai așteptăm, bineînțeles, și cu alte ocazii să vă alăturați excursiilor noastre. Până atunci, mi-au rămas bun de la voi. Vă doresc o zi minunată și vreme bună pe munți. La revedere! La revedere!